Meciul de fotbal Astra Giurgiu Petrolul Ploiești se va disputa sâmbătă 10 noiembrie pe stadionul municipal din Giurgiu începând cu ora 19. Se anunță un meci periculos, în special în tribune, fiind cunoscut faptul că lupii, așa cum sunt cunoscuți suporterii celor de la Petrolul, sunt extrem de violenți. Dacă mai punem la socoteală că cele două echipe sunt rivale cunoscute care s-au întâlnit de multe ori în derbiul Prahovei, atunci putem înțelege măsurile fără precedent luate de forțele de ordine giurgiuvene la această partidă. Pe stadionul de la Giurgiu vor veni circa 200 de suporteri ploieșteni, care atât la venire cât și la plecare vor fi escortați în permanență de detașamente ale jandarmeriei. În istoria recentă, Astra și Petrolul au mai jucat până acum 11 meciuri directe, iar în avantaj sunt ploieștenii care au înregistrat mai multe victorii.